Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem într-un sezon nou la emisiunea Viață în Armonie. De asta dată, pentru o perioadă de timp, ne vom vedea aici, din studioul televiziunii Exploziv TV, unde noi vă spunem bine ne revedem. Iată-ne astăzi, pentru prima oară la această emisiune, vom sta de vorbă cu o doamnă deosebită, pe care eu am cunoscut-o sub numele de Petra. Și îngăduiți-mi să-i spun bine ai venit, Petra, la Piatra Neamț. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și sunt onorată de această invitație. La fel de onorați suntem și noi pentru prezența voastră aici, voi veniți de la Iași. Petra nu este singură, este cu partenerul ei de viață, cu care lucrează împreună, și pentru că vreau ca și telespectatorii emisiunii Viață în Armonie să te cunoască bine, eu sunt pentru tine Gina și pentru ei la fel vei fi Petra. Și am să te rog să te prezinți cine ești tu, Petra, și de unde vii, pentru că ești o minune pe pământ. Vă mulțumesc, Gina, foarte frumoase cuvinte. Numele meu din certificatul de naștere este Munteanu, Margareta, Claudia, dar pentru că pentru mine urma să am o lucrare pe mase mari de oameni și aveam nevoie de un nume de rezonanță, l-am cerut de la Dumnezeu, iar Dumnezeu mi-a trimis numele de Petra, astfel încât eu cu acest nume sunt cunoscută pentru cei care doresc să adere la lucrările noastre, pentru că e vorba de trei doamne care o să vorbim și despre acest lucru. Cei care doresc să adere la lucrările noastre și la rugăciunile noastre gratuite sunt cunoscută sub numele de Petra. Perfect. Petra, hai povestește-ne puțin de unde veniți, de unde vii tu? Eu m-am născut în localitatea Gherla, în județul Cluj, și la vârsta de un an ne-am mutat în localitatea Zălău, în județul Sălaj. Iar viața mea a început cumva, la început mai lent s-au desfășurat lucrurile, iar apoi din ce în ce mai repede. Iar acum mă găsesc în această situație, în a fi ghid spiritual pentru mai multe persoane care doresc să acceseze nivele mai înalte de conștiință. Da, eu vreau și te provoc, pentru că n-am cum altfel, să ne povestești cum ai ajuns tu să fii un ghid spiritual, pentru că întotdeauna telespectatorii Vieții în Armonie sunt obișnuiți să aduc oameni în emisiune, pentru că Doamne, vă trimite aici, nu eu, să aducem oameni care trec prin niște experiențe și doar puterea exemplului este cea pe care noi putem să o luăm ca atare și de exemplu cu încredere. Așa cum fiecare viață a unui om este un roman, așa este și viața mea. Am avut anumite abilități din naștere de a ști când cineva mă minte, de a mă putea conecta cu conștiința anumitor oameni, practic ne putem conecta și cu conștiința animalelor, inclusiv al plantelor, și întotdeauna știam când cineva mă minte sau dorește să mă inducă în eroare, încă din copilărie. Și iartă-mă, cum reacționai? Era destul de amuzant, pentru că eu nu știam că ceilalți nu au aceste abilități, iar țin minte că aveam vreo 14 ani și cineva mi-a spus că am mințit pe o altă persoană. Și eu am început să râd și mie mi se părea ciudat cum să minți pe cineva când persoana aia își dă seama. Și abia atunci am înțeles că atunci când minți, ceilalți nu știu, practic ei nu știau că au fost mințiți. Și era destul de amuzant. Și când ți-ai dat seama de faptul că ești deosebită? Undeva pe la 17-18 ani mi-am dat seama că pot să citesc gândurile, că mă pot conecta cu conștiința oricui, și au început conversațiile cu Dumnezeu. Sunt multe persoane care au aceste conversații, deși pentru unii pare ceva de domeniul SF-ului, dar Dumnezeu ne vorbește la toți atunci când știm să ascultăm și reușim să avem o stare de liniște în care să îl putem asculta pe Dumnezeu. Revenim la acest subiect, dar vreau să-mi spui tu acea bucățică din viața ta care ți-a schimbat, te-a întors la 180 de grade, să spun. Da, au venit foarte multe boli în viața mea. După pierderea tatălui meu a fost o perioadă în care eu eram destul de depresivă și eram foarte atașată de el
și m-a afectat foarte mult moartea lui. Pentru mine era, în afară de tată, era și un prieten și un frate și era o relație frumoasă între mine și el. Și după ce a decedat, a fost o perioadă în care eu eram puțin debusolată, nu mai găseam niciun sprijin nicăieri și m-am îmbolnăvit foarte grav de o boală autoimună. Prima din ele, că ulterior am mai avut încă trei, din care și o boală rară, și am trecut așa dintr-o boală în alta și stările erau foarte urâte. A fost o perioadă de vreo 9 ani din viața mea, între 20 și 29 de ani, când am stat mai mult în pat. Și pur și simplu nu reacționam la niciun tratament și aveam toate simptomele și toate diagnosticele pe care le aveam, erau cumva prezumtive și atipice toate stările mele și era destul de greu să pui un diagnostic. Iar apoi, după această perioadă, am reușit să îmi revin încetişor, pentru că am înțeles eu, oarecum, fiind ghidată de către conștiință, că trebuie să mă abandonez în toată suferința asta și să nu mai rezonez cu ea, și m-am abandonat în mâinile lui Dumnezeu ca El să facă ce știe El, pentru că pur și simplu ajunsesem într-un moment în care eu nu mai aveam puterea asupra mea sub nicio formă. Lucrurile au fost ceva mai bine o perioadă destul de lungă de timp, iar apoi a apărut un episod în viața mea care, din punct de vedere emoțional, m-a dezechilibrat puțin. Era vorba de o boală destul de gravă a unei persoane din familia mea, problemă care m-a afectat, și ajunsesem într-o stare foarte profundă de depresie, iar atunci l-am chemat pe Dumnezeu. Deși mă rugasem de mică, n-am reușit să am o conexiune așa cum mi-aș fi dorit-o. Așa cum fiecare caută acea trăire, acea trezire în care să-L simtă pe Dumnezeu cu toată ființa. Și știam că există această stare, dar eu o căutam și nu știam cum să ajung la această stare. Apoi, starea mea de sănătate s-a agravat și am fost nevoită, oarecum, poate forța lucrurilor m-a împins spre Dumnezeu, și am început să mă rog, pentru că știam că nimeni și nimic nu mă mai poate ajuta. Iar de acolo, legătura mea cu Dumnezeu a devenit din ce în ce mai puternică, am fost ghidată, m-a preluat, m-am abandonat în mâinile Lui și s-a desfășurat lucrarea pe care eu o fac, practic, pe reabilitarea sănătății și diferite tehnici prin care persoanele reușesc, oamenii cu care mă conectez, reușesc să își schimbe viața și să facă acele schimbări necesare de care le e frică, de obicei. Și am început să-i ghidez, la început individual, iar a venit la un moment dat un mesaj că va trebui să lucrez pe mase mai mari de oameni, pentru că e nevoie de schimbare la un nivel mai mare. Și am fost ghidată pas cu pas. În 2020, când practic am fost izolați datorită COVID-ului, am creat un grup de susținere și timp de 100 de zile am fost pe un Zoom împreună cu colegele mele, cu Svetlana Coseacova și Rodica Ionescu. Am creat o comunitate care se numește Calea Cunoașterii, iar avem un site, Calea Cunoașterii, și avem această comunitate, acest grup pe Facebook, unde în fiecare seară de marți și de joi facem aceste rugăciuni gratuite. Cei care intră pe Calea Cunoașterii grup pot să acceseze gratuit în fiecare seară de marți și de joi, de la ora 21, să fie alături de noi în rugăciune și meditație. Este o rugăciune și o meditație atipică, ghidată de Tatăl Ceresc, cu Trinitatea lucrăm, cu Duhul Sfânt, cu Iisus Hristos, și rugăciunile se pare că au efecte puternice asupra celor care participă și se văd rezultatele prin ceea ce fac ei ca să li se schimbe viața. Eu am aflat de voi și de aceste rugăciuni prin sora mea care este în Germania și mi-a spus, uite, eu particip marța, în fiecare marți, la această rugăciune. Am intrat și eu odată și am simțit într-adevăr anumite lucruri. Bine, la mine e o situație puțin diferită și nu pot să stau foarte mult într-un loc, pentru că așa e situația la mine. Nu pot să stau conectată în
prea mult în legătură cu ceva, pentru că se întâmplă ceva în casă la mine. E mama cu probleme și trebuie să o supraveghez. Da. Petra, eu sunt aici vocea telespectatorului. Ceea ce te întreb eu este ceea ce Dumnezeu vrea să-mi pună în gură pentru ca telespectatorii noștri, indiferent de nivelul la care se află în momentul acesta de spiritualitate și de vibrație, să-și găsească răspunsuri la întrebările pe care și le pun ei. Iar eu acum voi încerca să te întreb niște lucruri și sper să putem lămuri telespectatorii cu aceste răspunsuri ale tale. Eu știu și de mic copil am fost crescută într-o familie de oameni creștini și cred în Dumnezeu, în Sfânta Treime, și ca și carte de căpătâi la mine este Biblia. Te rog să-mi spui dacă este adevărat că rugăciunea este cea mai puternică legătură cu Dumnezeu. Da, rugăciunea ca formă de conexiune cu divinitatea este cea mai puternică conexiune cu divinitatea, dar dacă noi dorim să avem și rezultate, trebuie neapărat să învățăm cum să ne conectăm cu divinitatea, pentru că de foarte multe ori suntem trimiși la rugăciune, ni se dau acatiste sau cineva ne spune roagă-te și nu-ți spune nimeni cum să faci acest lucru, iar uneori acest lucru se întâmplă doar de pe buze, iar oamenii nu ajung la rezultate și nu înțeleg de ce. Țin posturi, citesc acatiste, ei își doresc, dacă îi întreb dacă au credință, da, au credință, dar aici este vorba de felul în care reușim să ne conectăm cu divinitatea pentru a fi ascultați. Și desigur, contează cât de înalt este nivelul nostru pe frecvențe și vibrații, pentru că cu cât ești mai înalt pe frecvență și vibrație și cu cât te rogi mai mult și crești, pentru că este o creștere exponențială, cu cât ești mai înalt, cu atât ți-e mai ușor să te conectezi cu divinitatea și cantitatea de energie pe care tu o poți atrage prin rugăciune, prin rezonanțele tale, este mai mare. În sensul că atunci când ai o dorință, puterea ta creatoare și creativă, cu cât ești mai evoluat, este mai puternică și ți-e mai ușor să atingi acele obiective sau scopuri pe care ți le dorești. Din punctul tău de vedere, ce ar trebui să simte un om în momentul în care începe să se roage, în așa fel încât să-și dea seama că este ascultat și că a ajuns, eu am o vorbă, în momentul în care mă rog, sparg cerul. Adică trece dincolo de tavan, sparg cerul, la asta mă refer. Dar fiecare simte în felul lui. Vreau să te întreb cum vezi tu lucrurile și cum ai putea să explici telespectatorilor să înțeleagă până unde trebuie să meargă ușor, ușor, treptat, să ajungă acolo încât să simtă că este conectat cu Dumnezeu, și pentru că sunt oameni care simt, oameni care nu simt. Aici este problema. Eu n-am simțit foarte mult timp. Mie mi-a trebuit un șoc ca să simt ceva. Nu oricine poate să treacă prin, e nevoie să treacă printr-un șoc. Poate că unii merg, așa cum se întâmplă deseori, să crească prin voința lor, prin credință și voință. Așa că acum noi încercăm să răspundem la această întrebare pe mai multe planuri, adică să fie pentru o masă mai largă de oameni. Da, am să încerc să vă explic cât mai clar, astfel încât să înțelegeți ce aveți de făcut ca să vă simțiți conectați cu divinitatea. Sigur că Dumnezeu pentru fiecare persoană vine într-un mod personal, în funcție de sistemele noastre de credință, în funcție de felul în care suntem obișnuiți să ne rugăm, iar cei care sunt sensitivi, unii sunt sensitivi, iar alții sunt clarvăzători, ei pot să simtă și să vadă lucrarea, simt energiile, simt frecvențele diferite, simt o informație care intră în ei și pur și simplu ei reușesc să facă diferența dintre aceste frecvențe. Atunci când vine Iisus Hristos are anumite frecvențe, când e Duhul Sfânt este diferit, când vine Dumnezeu din nou diferit, apoi dacă ne conectăm cu anumiți sfinți, fiecare are un anumit tip de
de vibrație când se prezintă și când noi ne conectăm cu ei. Conexiunea vine într-un mod diferit și de aceea mi este destul de greu să vă explic pentru fiecare persoană în parte, dar am să încerc să vă explic într-un mod general încât să reușiți cât mai mult să înțelegeți cum are loc această conexiune. În primul rând trebuie să aveți această intenție de a vă conecta cu divinitatea și nu doar intenția de a vă ruga. Înainte să începeți rugăciunea, este bine să cereți: Doamne, te rog să mă ajuți să mă pot conecta cu tine, ca să învăț să mă rog, ca să învăț să te cunosc și ca să știu eu în felul meu personal că sunt conectat cu tine. Iar apoi unii, cei care nu sunteți senzitivi și nu sunteți clarvăzători și nu simțiți aceste energii, puteți să simțiți doar o stare de bine, o stare de pace, o stare de liniște și în câteva secunde veți simți că această stare de liniște se aprofundează și deveniți din ce în ce mai relaxați și mai destinși și atunci este momentul să vă rugați. Cei care sunteți senzitivi puteți simți anumite coduri de percepție, cum ar fi furnicături, înțepături, senzație de plutire, pentru că atunci vă expandați foarte mult în timpul rugăciunii. Puteți simți cum prin fontanelă vine un canal energetic care pătrunde în corp și se împrăștie în toată ființa, sau răcoare, căldură. Codurile sunt diferite. Sunt persoane care reușesc să simtă anumite mirosuri, să vadă anumite imagini, să vadă lumina și atunci ei știu că sunt conectați. Culori? Pot să vadă culori, da, în general când ne conectăm cu Dumnezeu vine o lumină albă, atunci când ne conectăm cu sfinți, cu îngeri, pot să fie luminițe colorate și pentru cei care sunt clarvăzători, eu spun că sunt privilegiați pentru că ei văd un spectacol în timpul acestor lucrări. Avem destule persoane cu clarviziune care vin la noi și ne scriu cât de minunate sunt aceste lucrări. Conexiunea cu tine și între tine și Dumnezeu este această stare de bine pe care o simți, în primul rând pentru cei care nu aveți alte percepții, pentru cei care reușiți să vă conectați prin simțurile dumneavoastră, veți crea la început un anumit tip de comportament prin această conexiune, iar creierul va încerca să reproducă acest tip de comportament. Dar pentru că divinitatea este atât de complexă și Dumnezeu este într-o expandare continuă, așa cum este și Universul, modul în care vă veți conecta ulterior, după o vreme, va fi din ce în ce mai interesant și mai diferit. Dar întotdeauna veți simți starea care va fi pentru dumneavoastră un ghidaj perfect pentru a-l simți și a ști că sunteți conectați. Uneori este suficient să știi că ești conectat cu divinitatea și să crezi acest lucru, să te rogi și ai să observi după câteva zile, între 3, 7 zile, 21 de zile, 40 de zile, schimbările din viața ta și vei ști exact dacă rugăciunea ta a ajuns la Dumnezeu, pentru că ceea ce va veni în viața ta va fi o schimbare foarte mare și mie îmi place să spun că încep miracolele, apar sincronicitățile, apar toate acele lucruri minunate pe care toți ni le dorim, dar nu știm cum să le putem atinge. Vreau să te întreb, eu fac parte din acele persoane care atunci când se roagă plâng. Ce înseamnă asta? Plânsul vine pe o stare de emoție, pe o stare de trăire. Unii când au acea trezire spirituală, unii râd, se bucură. Alții plâng, au diferite stări. La tine se manifestă prin plâns, prin emoție, pentru că o conștientizare profundă aici e vorba de Dumnezeu, o conștientizare profundă a conexiunii tale cu Dumnezeu îți dă o stare de emoție profundă și lacrimile sunt lacrimi de bucurie. Poate nu reușim noi să facem diferența între bucurie sau suferință, dar este o conștientizare profundă care vine pe fondul unei emoții foarte puternice. De mulțumire. Pentru eu asta simt în momentul în care plâng. Plâng de mulțumire pentru tot ce mi-a dat Dumnezeu în viața asta și pentru tot ce am. Da, așa este și atunci când facem rugăciuni de recunoștință,
Dumnezeu se hrănește și El de la noi, așa cum ne hrănim și noi de la El, și este un schimb de energie minunat, iar rugăciunea nu ar trebui să devină ca un instrument prin care să-L determinăm pe Dumnezeu să aducă în viața noastră anumite scopuri prin care noi să ne hrănim oarecum ego-ul. Rugăciunea ar trebui să fie o conexiune de iubire între noi și Părintele nostru, așa cum copilul vine la părinte și își spune problemele, iar părintele ascultă și găsește soluții, cu atât mai mult Dumnezeu găsește toate soluțiile și ne și ghidează pe această cale. Și El este singurul care știe de fapt ce avem nevoie. Și noi putem cere, că spune foarte clar în Biblie, toate vă sunt la îndemână, dar nu toate vă sunt de folos. Petra, vreau să te întreb următorul lucru. Este bine să ne rugăm pentru cei din jurul nostru? Pentru că am auzit, și sinceră să fiu, am fost un pic șocată la aceste afirmații, că nu este bine să ne rugăm pentru cei de lângă noi. Am să lămuresc eu acest lucru, pentru că eu l-am întrebat și eu pe Dumnezeu ce efect are o rugăciune spusă pentru cineva care nu s-a rugat niciodată și nu se roagă niciodată. Ce efect are asupra lui? Și Dumnezeu mi-a spus așa: atunci când te rogi pentru cineva care nu s-a rugat niciodată și nu se roagă niciodată, în primul rând te construiești și te clădești pe tine din punct de vedere spiritual, pentru că noi tot ceea ce emitem se întoarce la noi. Cantitatea aceea de informație și de energie, care are frecvențe foarte înalte prin rugăciune, în primul rând se descarcă în noi, iar apoi se descarcă în persoana pentru care te rogi. Și am întrebat: Doamne, în ce măsură se descarcă în acea persoană această rugăciune? Se descarcă în acea persoană exact cum s-a rugat El însuși pentru acel lucru. Practic, noi când ne rugăm pentru alții, emitem frecvențe foarte înalte prin acea rugăciune, de bună intenție, și în aceeași măsură în care primește persoana această rugăciune, o primim și noi. Și această rugăciune poate fi făcută și pentru cei care au trecut dincolo, pentru că foarte mulți spun că nu-i mai ajută cu nimic. Probabil că acele pomeni, cum le facem noi pentru ei, mai degrabă ne ajută pe noi, că suntem cu conștiința curată că am făcut tot ceea ce se poate. Dar în primul rând pe ei rugăciunea îi ajută. Chiar dacă nu faci nicio pomană, dacă te-ai rugat, rugăciunea îi ajută să-și crească frecvențele și vibrația, și în momentul în care cineva care a trecut dincolo este ținut în acea rugăciune, încet, încet capătă aripi și tu primești în aceeași măsură acea creștere ca o bucurie. Da. M-ai emoționat, pentru că eu mă rog pentru fiul meu Andrei în fiecare seară și la un moment dat am primit mesaj de la el: mulțumesc, Doamna sufletului meu. Și realizez acum ce spui, îmi cer scuze, dar este foarte emoționant. Eu mă rog pentru toți cei plecați din viața mea și le mulțumesc că au făcut parte din viața mea, dar în mod special fiului meu, pentru care mi-a dăruit bucuria de a-i fi mamă. Frumos, să-L țină Dumnezeu în lumină. Mie așa îmi place să spun, nu spun să fie iertat, nu spun alte cuvinte, spun: Doamne, ține-L în lumină, în lumina Ta divină. Da, da, îmi cer scuze de lacrimile mele, dar sunt lucruri care nu le pot opri. Nici nu trebuie, este tot ceea ce simțiți este o stare autentică și practic toți suntem oarecum emoționați de acele lucruri care ne ating sufletul și este firesc. Și eu mă bucur că oamenii au trăiri, pentru că atunci când Dumnezeu este în tine și tu te rogi, ai trăiri. Așa este. Petra, ai pus problema când te rogi pentru cineva care nu se roagă. Dar dacă cineva este bolnav, pentru el poți să te rogi? Poți să te rogi pentru oricine, pentru că intenția ta bună este luată în considerare, dar uneori persoanele pentru care ne rugăm au în destinul lor acea boală pentru a-i ajuta să crească din punct de vedere spiritual.
Și probabil că boala nu va dispărea dacă face parte din alegerea la nivel de conștiință a persoanei, dar va primi toată puterea și toată susținerea pentru a-i fi mai ușor să treacă prin acele suferințe. Spuneam că am auzit o discuție și niște afirmații între oameni, mă rog, la o altă emisiune, în care spuneam că în momentul în care te rogi pentru cineva, îi calci liberul arbitru. Și atunci, crede-mă că am rămas uluită de această afirmație, pentru că n-ai cum să-i calci liberul arbitru atâta timp cât el îl are. Și intenția e bună. Intenția este bună să te rogi pentru omul respectiv. Sau la fel, iartă-mă și te las după aceea să spui, de ce să ne rugăm pentru România? Adică cum să nu mă rog pentru țara mea? Am să vă explic cum este bine să vă rugați. Atunci când lansați o rugăciune spre cineva, e bine să spuneți, Doamne, cu permisiunea Ta și cu libera decizie al persoanei pentru care mă rog, te rog să-ți faci lucrarea în acea persoană. Eu mă rog ca să aduci lumina Ta în acea persoană și să faci, Doamne, ce știi Tu că îi folosește la nivelul lui cel mai înalt. Și atunci vine rugăciunea aceea, îl susține și face Dumnezeu ceea ce știe că este corect. Extraordinar de frumos ai spus și mă bucur tare mult. O să mai repetăm lucrul ăsta pe finalul emisiunii, pentru că mi se pare extraordinar de important să știm să ne rugăm. Fiecare știe să se roage în felul lui, dar dacă ești ghidat către o rugăciune care nu are cum să fie refuzată de Dumnezeu, atunci este mult mai bine. Așa este. Vreau să spun că este ceea ce mi-am dorit de mult timp, să facem o emisiune despre rugăciune și iată că a venit momentul, Dumnezeu știe doar când. Și pentru că suntem într-o perioadă destul de așa, de agitată, că vine valul, nu vine valul, pleacă valul, știți cum e? Avem nevoie de această putere comună care se cheamă conexiune în rugăciune. Și cât de important este să fim mai mulți într-o rugăciune, pentru ca Dumnezeu, Iisus spune, unde sunt doi sau trei și se roagă în numele meu, acolo voi fi prezent și eu. Da, de aceea am creat această comunitate unde oamenii pot să vină gratuit să se roage cu noi. Puterea grupului este mare. Ei comunică între ei. Ei își scriu stările, trăirile și atunci oamenii sunt cumva mobilizați să simtă și ei, să dorească și ei. Și mereu le spun că atunci când veniți cu noi în acest grup de rugăciune, creșteți încetişor, chiar dacă cineva vi se pare că este la un nivel mai înalt, nu trebuie să țineți cont de această concurență. Fiecare este pe cale și fiecare ajunge la un anumit nivel să simtă, să vadă, să cunoască și să știe. Dar este și suficient să nu vezi și să nu știi, doar să te lași ghidat și vei ajunge acolo unde trebuie să ajungi pentru a crește. Trebuie doar să iei această decizie că dorești să crești, trebuie să te hotărăști că dorești acest lucru și să ceri ca Dumnezeu să te ghideze. Pentru că sunt foarte mulți ghizi spirituali, e nevoie acum pentru planetă să creștem, să ne unim prin rugăciune și noi pregătim o rugăciune comună pentru mai multe persoane care doresc să vină cu noi, pentru că la noi nu există diferențe de etnie, de religie, avem și creștini, avem și musulmani, poate să adere oricine. Este vorba de legătura noastră cu Dumnezeu și nu are atât de mare importanță căile prin care ajungem la Dumnezeu, că unii vin din ortodoxism, alții din catolicism sau de unde vin, nu are importanță acest lucru. Dumnezeu ne iubește pe toți în aceeași măsură și libertatea de a alege o cale printr-o religie este tot prin libera noastră decizie, care este un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Și este deschis Dumnezeu și are răbdare cu noi, indiferent pe care căi ajungem să-L cunoaștem și să ne rugăm. Pregătim o rugăciune colectivă care să aducă schimbare și în acest comportament al Mamei Pământ, cum spun eu, pentru că Mama Pământ resimte toate energiile pe care noi le emitem și are reacții la aceste energii, pentru că, ținând cont că suntem pământeni și suntem ancorați în energia pământului, avem o conexiune și cu Mama Pământ. Categoric, și asta a fost o parte din întrebare, cum să nu mă rog pentru România?
cum să ne rugăm pentru România? Mama Pământ, bineînțeles că a integrat și țara noastră și noi aici, suntem, din câte am înțeles eu, un pol important energetic. Da, am citit și eu multe articole despre faptul că România ar fi grădina Maicii Domnului. Este posibil să fie așa și dacă noi credem acest lucru, totul este credință. Și inclusiv a spus Dumnezeu așa că imaginația este realitate care se creează prin credință. Și dacă noi credem aceste lucruri, după cum observați, România este destul de ferită de intemperii. Mai apar tot felul de zone unde se mai întâmplă lucruri, dar dacă ne uităm în lume, ce se întâmplă în acest moment în lume, în România oamenii se roagă, sunt uniți în rugăciune, preoții, călugării se țin posturi și se simte totuși o oarecare contracarare a energiei negative prin aceste rugăciuni, pentru că atunci când noi ne creștem frecvențele, lucrăm noi cu noi, ne cresc frecvențele și vibrația, pentru că se spune că omul sfințește locul, frecvențele noastre vor binecuvânta și pământul, pentru că noi suntem într-o conexiune perfectă cu energia pământului și al divinității aici pe pământ. Și este necesar ca și corpul nostru fizic să se hrănească din acea energie și ținând cont că este format din acele elemente ca și pământul și sângele nostru are elementele oceanelor și ale mărilor, atunci categoric e destul de evident că noi facem parte din această energie și nu ne este tot una ceea ce emitem și pământul recepționează, că este una cu noi. Și totuși nu mi-ai spus cum să ne rugăm pentru România. Dragii mei, pe întrebarea asta. Pentru România, pentru români, indiferent unde se află ei, pentru că unii au fost nevoiți să plece ca să-și creeze o viață mai bună. Doamne, fie lăudat numele Tău, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, cerem să Te reverși cu toată lumina Ta, cu binecuvântarea Ta, peste această țară, peste România, și cerem, Doamne, protecție maximă pentru România. Cerem, Doamne, să lucrezi la conștiințele oamenilor, al românilor, pentru a reuși să meargă pe drumul drept, pentru a avea susținerea Ta, pentru a avea conexiunea cu Tine. Și cerem, Doamne, să aduci pe acest pământ minunat, peste România, toată abundența Ta, toată prosperitatea Ta și toate darurile Tale divine, Doamne, prin care noi să reușim să înălțăm această țară și acest popor la acele frecvențe, Doamne, pe care Tu le iubești și, Doamne, toți românii să Te simtă în inima lor, pentru că atunci când vor face acest lucru și această conștientizare, România va crește și va crește atât de mult încât, Doamne, Tu ne vei ghida în flux, iar fluxul va aduce tuturor românilor beneficii maxime. Ce frumos, amin. Să fie amin, Dumnezeu amin, lăudat și binecuvântat. Așa să fie. Te-am văzut că faci crucea de la stânga la dreapta. Eu sunt romano-catolică. Am înțeles. Dar Dumnezeu mi-a spus că nu are importanță din ce direcție sau cum faci crucea. Nu are importanță nici dacă nu faci crucea, s-ar putea să nu fii creștin. Dumnezeu este pentru toți, nu doar pentru creștini. Contează felul în care te conectezi cu divinitatea, contează faptele tale bune, contează iubirea față de ceilalți și bucuria de a trăi, pentru că bucuria are frecvențe mai înalte decât iubirea și deasupra bucuriei este doar pacea. Și practic noi când ne rugăm, ne rugăm pentru toți semenii noștri, facem parte din divinitate în aceeași măsură, indiferent ce religie avem, doar căile diferă, așa cum fiecare celulă are responsabilitățile ei în organismul nostru, așa are fiecare persoană la buna funcționare a Universului. Este minunat ce spui și, stimați telespectatori, nu știu cum o percepeți dumneavoastră pe Petra, dar este așa un val de căldură și de lumină, vine din partea ei și cred că ajunge și la dumneavoastră, pentru că eu asta simt. Și nu ți este dat foarte des să întâlnești oameni de felul ăsta în viață care să-ți liniștească ființa,
Asta țin să spun. Deci Petra este unul din îngerii pe pământ întrupați care îți liniștește ființa. Eu când am spus că ești o minune, am spus lucrul acesta și ea v-a demonstrat prin viața ei de ce este o minune pe pământ. Pentru că a lăsat-o Dumnezeu după toate suferințele să vină și să facă lucruri extraordinare pentru semenii ei și să ne apropie de Dumnezeu, să ne învețe să ne apropie de Dumnezeu. Se pare că avem multă nevoie de oameni ca tine și pentru că a venit vorba asta, vreau să te întreb, Petra, e un lucru pe care și pe mine mă întreabă lumea și l-am mai pus ca întrebare și în alte emisiuni. Cum deosebim noi, oamenii de rând, cum deosebim un terapeut benefic de unul care, n-aș spune un terapeut malefic, că nu sunt, dar care sunt mai apropiați de partea materială decât cea spirituală? Atunci când te duci la un terapeut, contează ce stare ai. Pentru că uneori noi simțim că acele persoane cu care ne conectăm sunt false. Noi simțim acest lucru. Dar avem atât de mare nevoie de ajutor încât credem că, indiferent, nu luăm în considerare practic ceea ce simțim în interior și ne lăsăm în mâinile probabil a unor persoane care nu doar că nu reușesc să ne aducă beneficii, ci s-ar putea să ne și dăuneze. Starea de liniște, poate că uneori boala ta nu se vindecă, chiar dacă mergi la orice fel de terapeut și nu este responsabilitatea lui, cum nu este nici meritul lui dacă te vindecă sau nu te vindecă, pentru că oamenii nu vindecă. Categoric. Eu am cerut lui Dumnezeu ca să mă facă instrumentul lui de lucru, ca prin mine să ridice și să-i vindece pe alții. Eu acest lucru am cerut. Lucrarea se face prin ei. Nivelele de frecvență ale unora sau ale altora sunt diferite. Sigur că o persoană care este preocupată de legătura sa cu divinitatea va face această lucrare, chiar dacă va lua o taxă, pentru că e nevoie să trăiască acel terapeut din ceea ce face și este o profesie onorabilă să ajuți în reabilitarea sănătății. Este în regulă să ia o taxă. De ce, Petra? Te rog să explici de ce. Și eu am fost întrebată și la un moment dat, eu am lucrat foarte mult gratuit. Și la un moment dat trăiam destul de greu din punct de vedere financiar și cu toate acestea eram asaltată de oameni și din cauza grijilor nu mai aveam acel nivel de vibrație și de frecvență. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar este corect ca eu să iau o taxă pentru cei cu care lucrez? Și Dumnezeu a spus că este foarte bine că cineva poate să cumpere o astfel de lucrare. Și pentru că acel om dorește vindecarea și plătește prin bani un serviciu, dar pentru tine este important ca ceea ce faci să fie făcut la nivel de conștiință, necondiționat de bani. Și tu ai nevoie să trăiești, pentru că ai nevoie de gaz, de curent, ai nevoie de laptop, ai nevoie de abonament la internet, ai nevoie să te hrănești, să te hrănești sănătos și, în primul rând, ai nevoie de liniște și de libertatea de a te mișca pentru a putea oferi o lucrare mare pentru oameni. Și această libertate, uneori, este condiționată de bani. Pentru că am nevoie să mă deplasez, am nevoie să am confort, să mă odihnesc. Mă odihnesc foarte mult pentru că lucrez cu oameni care au încărcătură energetică grea. Am nevoie să dorm suficient, am nevoie să am lângă mine oameni care îmi creează stare de echilibru și eu mă străduiesc și încă lucrez și eu la echilibrul meu pentru că poate nu întotdeauna reușesc să am acel echilibru pe care eu mi-l doresc, dar lucrăm în permanență la acest lucru și eu și alții, pentru că toți suntem pe pământ și suntem expuși firii omului de a avea momente când ne dezechilibrăm și cerem ca Dumnezeu să vină să schimbe aceste lucruri, dar e bine să le conștientizăm ca să le putem corecta. Și atunci Dumnezeu a spus așa, ce zici dacă lucrarea ta va fi 2 în 1? Vei face lucrarea spre care eu te voi ghida
Și eu voi avea grijă să ai tot ce trebuie pentru a trăi în libertate și să nu ai nicio grijă financiară ca să poți să faci lucrarea la un nivel cât mai înalt. Și mi s-a părut frumos și zic, Doamne, dacă faci tu acest lucru, este minunat, pentru că eu nu voi mai avea griji, pentru că la un moment dat le-am avut. Ca noi toți ne îngrijorăm, da, cum plătim, cum... Și am avut foarte multe limitări financiare, iar Dumnezeu m-a învățat să le dau pace, să nu mă gândesc la ele și să nu blochez energia, fluxul prosperității și al abundenței. Și la noi pe seriile de rugăciune gratuite, noi vorbim despre diferite lucruri pe care noi le putem corecta. Înainte de această meditație rugăciune, există 30 de minute în care vorbim despre lucruri importante pentru a ne schimba destinele. Și vorbim și despre acest blocaj financiar al abundenței, conștientizarea acelui blocaj, eliberarea, dezintegrarea lui, și astfel oamenii reușesc să înțeleagă principiul prin care devenim liberi, prin faptul că suntem în flux și avem tot ceea ce ne trebuie. Până ajunge la acea rugăciune pe care tu spui că o faci și îmi place atât de mult când spui că și specifici de fiecare dată că este o rugăciune gratuită, și vreau să menționez lucrul acesta și eu, deci țineți cont de faptul că acolo poate intra oricine dintre dumneavoastră care sunteți acum în fața micilor ecrane sau ne urmăriți pe internet, că cine vrea să ajungă acolo poate să ajungă, totul este doar să vrei. Dincolo de a ajunge până acolo la această rugăciune, vreau să te întreb dacă ai vreo metodă de conexiune în momentele critice, deci dacă e nevoie de ceva acum și aici, repede. Practic tot o rugăciune este, și mai degrabă, eu îl las pe Dumnezeu, spun doar atât, Doamne, a apărut această problemă acum aici, e urgentă, dar Doamne, fă Tu ce știi. Foarte scurt, Doamne, fă ce știi. Eu accept ce faci Tu. Deci, uite, sincer, acum și vorbesc exact ceea ce am vrut să-ți spun acest lucru, și în momentul în care am început să vorbești, să spun de rugăciunea gratuită, mi-a plecat gândul. Deci n-am mai știut ce să spun și ți-am zis, hai să spunem rugăciunea aceea care o facem atunci pe loc. Și mi-ai răspuns exact la ce m-am gândit eu. Este bine să ne lăsăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. Eu așa procedez în tot și în toate și am mai povestit, am o cunoștință, pot să-i spun prietenă, pentru că atât de aproape a fost în momentul ăla cu mine, cu toate că n-am văzut-o niciodată față în față, nu știu cum arată, am vorbit doar la telefon, și pentru că eram într-un moment foarte greu după ce îl pierdusem pe fiul meu și mama era suspectă, spusese medicul că este suspectă de o boală grea, eram foarte contrariată, supărată, zic, Doamne, mi l-ai luat pe Andrei, acum ce fac, mă las și fără mama? Și această doamnă, Simona, mi-a zis așa, poți să te pui tu contra voinții lui Dumnezeu? Poți să faci tu de la tine, de la sine putere, ceva pentru mama ta? Poți tu să îi dai zile dacă îi se termină? Ia gândește-te și pune-le pe toate în mâna lui Dumnezeu, acceptă, binecuvintează și să vezi cum se schimbă lucrurile. Simona, să-ți dea Dumnezeu sănătate, nu te uiți câte zile voi avea, pentru că acea stare, într-adevăr, cu toate că nu mi-a fost ușor, eram, repet, după plecarea lui Andrei, dar am făcut-o. Plângeam și binecuvântam și plângeam și acceptam, și când am luat rezultatele de la markerii tumorali, erau negative. Și am zis, slavă ție, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunea de a le pune în mâna ta și a face voia ta, pentru că doar așa puteam să trec peste asta. De-aia am spus... Cum facem în momentele critice? Și iată că așa a fost. Nu știu cât timp mai avem, dar... Mai avem 5 minute. Aș vrea să fac referire la acest lucru din viața mea, pentru că Dumnezeu m-a învățat să mă abandonez Lui. Dar Dumnezeu nu intră în viața ta decât dacă îl inviți. Pentru că este nevoit să îți respecte libera decizie, pentru că El ți-a dat-o ca un dar și o respectă. Este primul care respectă această liberă decizie. Și eu aveam o încăpățânare de a face eu lucruri și de a avea control asupra lucrurilor pe care le fac.
Iar nu știam eu cum să mă dau la o parte. Iar la un moment dat Dumnezeu a spus așa: nu vezi că în toți anii ăștia n-ai reușit să faci nimic. E momentul să dai la o parte, să mă lași pe mine. Bine, Doamne, dacă Tu așa spui, așa o fi. Eu mă dau la o parte, Te las. După o perioadă, zic: Doamne, dar nu observ, nu se schimbă nimic în viața mea, nu observ nimic. Iar Dumnezeu mi-a răspuns: ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare. După iar o perioadă, iară: Doamne, nu observ nimic, cred că trebuie să iau eu fururile, că nu observ nimic. Și iar am intervenit și Dumnezeu a zis: iar ai intervenit, vrei să faci? Te las pe tine. Ori te dai la o parte și rezolv eu. Și mi-a fost foarte greu să înțeleg în ce mod trebuie să mă dau la o parte. Pentru că a te da la o parte și a nu face nimic decât asta, nu este în regulă. Trebuie să te dai la o parte și să continui cu rugăciunea și să te încrezi în lucrarea Tatălui. Pentru că atunci când faci o rugăciune pentru a susține lucrarea Tatălui în viața ta, tu ești în acea energie de a-ți recrea viața. Iar dacă doar te dai la o parte și stai, ești într-o energie statică, fără a acționa în niciun fel. Și s-ar putea să nu se schimbe nimic în viața ta. Și dacă mai stai rău și cu credința, s-ar putea chiar să rămâi exact în același loc unde ai fost și înainte, sau să te învârți într-un cerc vicios foarte urât și să nu reușești să tai cercul. Dar pentru a veni lucrurile minunate în viața ta, este nevoie să te încredințezi Tatălui Ceresc, să te dai la o parte continuând lucrarea Lui prin rugăciune și cerând ca Dumnezeu să aducă în viața ta tot ceea ce este necesar pentru a putea face o schimbare benefică ție. Minunat, minunat, minunat. Nu știu, cred că mai sunt câteva minute, cred. Colegul meu mă anunță de obicei când ne apropiem de sfârșit, timpul zboară, dar vreau să vă spun, stimați telespectatori, că eu nu o las pe Petra să plece. Asta este prima emisiune pe care noi o facem, partea întâi de fapt, și urmează partea a doua, pentru că lucrurile sunt atât de importante și trăim vremuri atât de tulburi pe care avem nevoie să le deslușim, să le limpezim, și nu se poate altceva decât rugăciunea, zic eu. Iar Petra a venit atât de bine și atât de la punct, punct lovit, punct ochit, cum se spune, așa, punct ochit, punct lovit, pentru că despre asta avem nevoie, despre multă rugăciune. Pentru că încheiem aici emisiunea, am să te rog să mai repeți o dată toate adresele pe care puteți fi voi găsite. Cei care doriți să ajungeți la cele rugăciuni gratuite de marți și de joi de la ora 21, ora României, puteți să intrați pe grup Calea Cunoașterii pe Facebook sau pe site-ul nostru, unde puteți afla despre lucrările noastre, Calea Cunoașterii Group site, și acolo veți găsi și numere de telefon și veți fi ghidați ca să reușiți să vedeți și să rămâneți cu noi în această rugăciune care este live într-un mod gratuit pe acest grup Calea Cunoașterii Group Facebook. Doamne, am așa o mare mulțumire sufletească, am putut să facem emisiunea asta și să vorbim despre rugăciune. Nu-ți imaginezi cât de mult mi-am dorit. Mi-a fost pe suflet. Și iată că mulțumesc lui Dumnezeu, mi te-a trimis și am putut vorbi și vom mai vorbi și în emisiunea următoare. Asta este partea întâi. Încheiem aici, stimați telespectatori, această emisiune și cu mulțumirile pentru Petra și pentru tot ceea ce ne-a adus ca informație aici pentru dumneavoastră, și sper din tot sufletul să fi rezonat cu ceea ce v-a spus ea, și nu cred că este un om care să nu rezoneze cu rugăciunea. Nu știu dacă există așa ceva. Și dacă există, cu siguranță Dumnezeu îi va muia sufletul și va întoarce mintea și sufletul către El. Pentru că eu așa cred. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, lui Petra îi mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și nu uitați că nimic nu se poate fără Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este iubire, iar noi suntem creația lui Dumnezeu, scânteia divină, pe care ne onorează și îl onorăm pe Dumnezeu în noi. Dragii mei, să aveți parte de un weekend minunat, binecuvântat, cu iubire și cu lumină. Doamne ajută! Doamne ajută!